Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara asta de GTA 5. N-am mai postat GTA 5 iarăși de foarte mult timp. Noi n-am mai postat de foarte mult timp chestii, dar ne-am reapucat. Suntem blana, ați văzut, cei care ați văzut că postez în fiecare zi și mai facem live când am timp, din când în când. Eu sper că vă place cum se vede, că mă uit pe OBS și se vede jocul genial, pentru că am pus niște filtre pe OBS ca să se vadă jocul mai frumos și sper să vă placă. Nu, și hai să ne jucăm. Asta e o mașină nouă adăugată în GTA 5. Bine, nu acum de curând, dar nici foarte de mult. Dar astăzi mâine să facem niște nici cavai misiuni. Stai imediat spun și-o pe hartă. Avem aici Terror Byte Services. Sunt niște misiuni noi, nu știu dacă mai făcut pe canal misiuni de la asta, dar na. Facem acum. Hei, înainte de tot, trebuie să apăsați butonul de like și dacă sunteți noi pe canal să vă abonați și clopoțelul ăla neapărat trebuie să-l activați, pentru că așa YouTube-ul mai trimite din când în când notificări când fac un livestream, când postez un clip. Și na, este de genul ăsta. De tată. LG. Da-te, frate. Ai, mă, te-ai băgat cu dita-i mașina în fața mea. Da. Du-te. Bă, dar cum s-a băgat omul, nici nu s-a oprit, nici el nu s-a oprit, nici eu nu m-am oprit. Hai că tot suntem aici aproape și ea, că aici am gustat de tot. Dar tot suntem aici aproape, hai să îi dăm o vopsea. Vopsea, o reparăm și noi acolo puțin de tot. Că, na, trebuie. Yes. Bun. Nu știu, în funcție... Dacă vă place seria, în funcție de câte like-uri se strâng, așa o să facem și noi cadrele mai lungi. Ce o să facem la fiecare clip, în funcție de cât de mult vă place seria de GTA 5 și de cât de mult mai aveți episoade, atât de multe episoade o să facem. Și atât de lungi. Dar asta, v-am zis, depinde doar de voi. Acum mai să facem pe aici niște misiuni. Haide, acum. Uite, avem aici o și începem noi prima misiune. Bani. Nu trebuie să găsim acum, practic, unde dau ăștia jafă. Ah, m-am fix la banca mare, am găsit. Bam. Deci trebuie să îi jefuim pe jefuitor, cum ar veni. Hai, frate, dă-te. Mă, la câtă lume... Ce fuge lumea? Cum a trecut NPC-ul ăla, doamne! Mort.
Mai ridici? Bă, bă, dă-te aici. Vreau și banii. Nu am voie să iau pe aici. De ce n-am voie să iau pe aici? Fuck. Oh shit, mă. Nu aici asta. Mamă. Stați așa că nu-i bine. Am murit. Trebuia să folosim minigun-ul, tine tata. Ok. Să mergem repede. Trebuia să folosim minigun-ul, nu știu. Bine, acum cred că... Bă, dar mi-au luat vehiculul în pom. Bă, de ce? Sunt bulangii ăștia. Bă, dă-te mă. Eu am luat asta, dar mi-au luat vehiculul la impound, nu? Nu-i bine. Ok, hai să sunăm la mecanic. Mă, oh, frate, zici că e alt joc. I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Ia, pe aici am ce avea, că 20 de dolari. Ce vând astea, așa mai... Hai să luăm... Ce să luăm? Bestia, mă. Dar nu știu ce să iau. Nu știu. Bă, nu prea știu unde e... Așa, asta căută. Nu acum. Bă, practic ne-am dat geaful, suntem aici lângă bancă, poliția e acolo, ne așteptăm să ne vină Uber-ul, cum s-ar zice. Doar că Uber-ul ăsta ne lasă mașina și pleacă. Pentru că așa e corect. Mă, știți ce joc se vedea așa cum se vede acum GTA 5-ul? Pe OBS? Bă, GTA 4. GTA 4 parcă avea așa... Chestia asta, bă, dă-te, bă. Deliver the drop off. E bine. Țac, țac. Bă. Acum, pe mine zici că am dat jaful, suntem și cu mașini de-astea din Fast and Furious și de-astea. Eu încă n-am făcut levelul 120. Nu am mai jucat mult GTA 5. Încă n-am făcut levelul 120 ca să pot să iau și eu minigame-ul ăla împărat. Atunci, pe mâine, când fac levelul 120, atunci poți să zici că am terminat jocul. Efectiv, da. Până atunci... Bam! Bum! Am făcut. O să mai facem un ce... Nu cred că mă lasă. Deci, cred că o să las episodul pe aici, pe undeva. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Ceau, vă, pa, pa!